Bine v-am regăsit la un nou video dedicat reparării, recondiționării materialelor refolosibile. În ce sens? Vrem să facem o modificare la direcție. Avem o direcție mecanică la tractor 445 de TU pe casetă de direcție și vrem să o modificăm pe servodirecție. Pentru că direcția mecanică la acest model de tractor merge foarte greu. Orice ai încerca să faci decât numai o servodirecție, acolo ai rezolvat problema. Acum să vă prezint piesele și materialele pe care urmează să le folosim la modificarea unei servodirecție. O altă componentă a ansamblului servodirecție la U445, una din cele mai importante, este pompa hidraulică. Aici avem o pompă hidraulică cu rotire spre dreapta pentru a deservi instalația hidraulică. Și vreau să o modific, să o fac pentru servodirecție. Această pompă este cu acționare spre dreapta, normal așa vine montată pe tractor, se rotește cum stai în fața spre ax, se rotește spre dreapta și indică săgeata, rotire spre dreapta. Acum eu vreau să o modific, să o pun pentru acționarea servodirecției, a danfusului. Cum se poate proceda? Am mai avut discuții pe internet cum că se poate pune și-o montat-o și în momentul când o pornit-o eu, trecut un leu din instalația servodirecției, eu trecut în baia motorului, pentru că s-au greșit niște probleme când se montează bucșile, se întoarce corpul. Nu s-au montat bine bucșile cu inimioara. Aici avem inimioara, e pe partea cu presiunea. Și dacă nu le montezi bine, nu mai etanșează în partea cu presiunea și automat îți va pușca simeringul și uleiul va introduce în baie la motor. Acum, montarea în partea pompa pe dreapta se montează cum stăm în fața motorului, montat normal pe partea dreaptă cu acționarea. Pentru a o monta în spate la servodirecție, va veni cu axul spre mine și rotile va fi spre stânga. Deci, încolo spre dreapta, așa spre stânga. Și nu va lucra cum trebuie procedat. Deci la o modificare de inversare a sensului la pompă, la o pompă normală, trebuie să scoatem prima dată axul, așa, scoatem bucșile cu axul scurt, în stânga și în dreapta. Le-am scos separat bucșa cu axul, bucșa cu axul, pentru că trebuie să țin cont de această inimioară, care o am și pe ax, pe axul lung și pe axul scurt. Normal, axul trebuie să-mi rămână înspre mine, axul lung, întoarcem corpul cu intrarea în jos, pentru că la capacul de la
pompă cu pentru ax, am și două știfturi care trebuie să se centrează în corpul pompei. Prima operație este răsturnarea corpul pompei. A doua operație trebuie să scop bucșile și le modific aici așa. Să-mi vină inimioara pe partea cu presiunea, cu ieșirea. La axul lung facem aceeași operație. Să-mi vină cu inimioara pe partea cu presiunea. Că trebuie să-mi închidă inimioara din presiune, să nu scoată pe simering. Introducem ce se întâmplă? Rotirea e pe stânga. Am văzut? Deci intră pe jos un leiu, îl scoate pe părțile exterioare și când pinioanele se, dantura se introduce, o se închide, presiunea automat o împinge pe orificiu în sus. Inimioara pe partea presiunii. Ducem axul lung, și astfel am transformat pompa cu acționare pe dreapta, am transformat-o cu acționare pe stânga. O altă fază este să montăm garniturile, inimioarele, pentru a putea să montăm pompa, să o asamblăm. Acum la pompă, la capace trebuie monta garnituri, inimioarele. Acest model are canalele pentru garnituri pe bucșe și în corpul pompei, altele au în capac. Acum se poate monta la asta, cum e canalul mai mare, putem pune garnituri de la filtrul de motorină, că sunt patrate. Vedem care sunt mai subțiri. Asta e un pic mai groasă. Am inel O, rotund. Îl tăiem cu forje ca oblic. Ca să-l putem la nădire să le punem una lângă alta. Este mai lung. Punem un pic de vazelină. Thank you.
Capetul se suprapune și se presează cu capacul. Asta la tot e îndrept. Aici îndoim un pic garnitura. Punem capacul. Am schimbat simeringul. Garnituri originale. Merg și astea foarte bine. Acum montăm capacul. La capacul, la capacul pompei, așa vine. În partea din spate, aici avem ieșirea, în partea de jos avem intrarea. Garniturile sunt inimioare pe partea cu presiunea. Capacul are supapă de supa presiunii în capac. Are un scaun supapei, are orificiu. Are orificiu sus de intrare, orificiu de ieșire jos. De exemplu, presiunea iasă pe partea de sus și va ieși și pe aici, pe acest orificiu. Aici întâlnește garniturile, inimioarele și este obligat să intre pe acest orificiu, întâlnește supapa de suprapresiune, cu arcul, supapa, avem șaibe de reglaj și șurubul cu corpul supapei. El se introduce de jos, uleiul va intra, suprapresiunea va intra pe aici, va deschide supapa și va ieși pe acest orificiu și va merge la intrare iară. Deci se face un circuit închis între admisie și evacuare. În acest caz, nu mai am nevoie de supapă pe circuit, pentru că o am în capac. Montăm șuruburile. Trebuie să aduc o cheie de 14. Și astfel am modificat pompa hidraulică cu acționare pe dreapta. Am
modificat-o și am făcut pompă hidraulică cu acționare pe stânga pentru servodirecție.